Darlan este una din numeroasele balastiere situată aproape de București. Alimentat din pânză freatică, cu un peisaj fabulos, este împărțit în două sectoare, sectorul A și sectorul B. Ca grad de dificultate, sectorul A este mai dificil. În anul 2005 s-a făcut prima populare cu aproximativ 2 tone de ciortan, în lac fiind deja mai multe specii de răpitori, clean, avat, știucă, biban, șalău. Ritmul de creștere a acestor ciortani a fost foarte bun, asta și datorită coloniilor de scoici fixe Dreisena. Iar în acest an recordul sectorului A este de 32,5 kg, iar a sectorului B de 28 de kg. Pontoanele sunt bine amenajate, cu piatră și curent electric. Se poate folosi barca și navomodelul. Drumul de acces este de asemenea din piatră, astfel accesul se poate face oricând, în cele mai bune condiții. Varlam este o balastieră, unde peștii au o densitate mai mică, comparativ cu alte lacuri sau carpodroame. Mâncarea naturală este din belșug, de aceea numărul de capturi este mai mic, iar timpul de așteptare mai mare. Un lac unde nu s-au desfășurat niciodată concursuri, unde nu s-a făcut nicio populare, dar cu o administrație foarte bine pusă la punct, curățenie, condiții decente, drumuri de acces bune, pești capitali. Un lac pe care merită să pescuiți. Chiar dacă pare un lac dificil, așa cum spune și Vlad Pavlovici, unul din promotorii acestui lac, nu trebuie să vă lăsați intimidați, iar cei doi administratori, Brad și Mădălin, vă vor ajuta oricând cu informații. Pentru cei care se hotărăsc să meargă la Varlam, este bine să citească înainte regulamentul. Lacul, având o pagină de Facebook unde găsiți toate informațiile necesare. Personal, am fost virusat de acest lac și abia aștept începerea noului sezon 2021.